Antrenamentul deschis al celor de la Boca Juniors înaintea returului cu River Plate din finala Cupei Libertadores a arătat cam așa. Și noi credem că avem fotbal și suporteri, mamă, auzi acele medii, 7.000-8.000 de spectatori, cei mai mulți spectatori din Liga 1, Doamne, 50.000 de oameni la un antrenament, te trec fiori. Cei mai mulți dintre ei au dormit în fața stadionului pentru a fi siguri că prind loc. Ca pe vremuri la noi când stăteai de la 3 dimineața la coadă la lapte. Bine, uneori lăsai doar sticla să-ți țină loc, cât mai fugeai acasă și băgai un pui de somn. La golurile date în timpul antrenamentului, suporterii celor de la Boca săreau atât de tare încât se cutremura stadionul. Ai pus 2 lei plata la antrenamente, te-ai umplut de bani. Te bați cu Barcelona și Real la bugete. La ora 7:05 am fost acolo. FC Botoșani, Universitatea Craiova, ultima partidă din această etapă. Craiova e pe 4 în clasament. Are al doilea cel mai bun atac din Liga 1 după FCSB și a doua cea mai bună apărare după CFR. Bun, și de ce nu sunteți, mă băieți, măcar pe locul al doilea? A, stați prost cu penaltiurile, da? Păi ce să vă fac, mă, dacă ați ratat 4 din 11 până acum? E cam rușinos, nene. Auziți, da, de ce nu-l lăsați să tragă și pe băiatul ăla din poartă, pe italian? Că pare un tip mai hotărât. Iar dacă ratează și ăsta, îl pune să dea o pizza, măcar vă alegeți cu ceva, nu? Numai dumneata, ce puteai să ai o idee atât de genială? Mangia a declarat într-un interviu pentru presa italiană că se simte foarte bine la Craiova. Da, patronul Mihai Rotaru face orice pentru club, i-a dat mână liberă total, ce mai, la dolce vita. Antrenorul italian a spus că staful său este compus din 9 persoane, majoritatea compatrioți de-ai săi. Culmea, asta a fost condiția lui Rotaru. Bă, Devise, adu italien, tată. Cred că știu despre ce e vorba. Rotaru e oltean, îi știe pe olteni și le cunoaște capacitatea de a se săpa singuri. Așa că mai bine cu italienii. Vorba cântecului: muică, seamă una națiune di pietra. Aveai perfectă dreptate. Întrebat de jurnaliștii italieni dacă ia în calcul să plece de la Craiova, Mangi a spus că trebuie să se gândească foarte bine. Odată pentru că patronul îl lasă de capul lui și doi, la Craiova se poate face fotbal și asta e tot ce își poate dori un antrenor, zice Mangi. Păi și dacă se poate face fotbal, de ce nu faceți? Bine, sunt răutăcios acum, dar dacă pierzi puncte cu Concordia, cu Șep și cu Botoșani, bine că i-ați bătut pe FCSB Viitorul și Dinamo leilor. Bine, cu Dinamo nu se pune că e din oficiu. A învățat câinele să late la milițieni, dar numai la milițieni. Rămânem la Mangia, că a dat ceva foarte interesant în interviu, ci că echipele cele mai bune din Liga 1 sunt de nivelul primelor formații italiene din Serie B. Sau, dacă vreți să vă simțiți mai bine, de nivelul celor din Serie A, care se luptă să nu retrogradeze. Devise, dar zine un lucru clar, măcar FCSB ar fi campion în Serie C? Întreb pentru Gigi, că el are tot timpul pretenții de Champions League și mă gândeam, poate îi dau o idee și se reorientează, nu? Să dea Dumnezeu! Mangia îl compară pe Mitriță cu Insigne de la Napoli. Ce vreți, mă, îl știe foarte bine pe Lorenzo, că l-a antrenat la Naționala de Tineret a Italiei. Practic el l-a inventat, cum ar zice Iluce. Știți cum e, nu te doare gura să faci comparații. Nu se plătesc amenzi pentru metafore. Nu există vreo miliție a datului din gură. Dovada această rubrică, nu? Și tot referitor la Mitriță, antrenorul italian e deranjat de un aspect. Ia uziți, citez: Mitriță este un jucător foarte important pentru mine, dar și pentru fotbalul românesc. Este lovit în fiecare meci, domne, lucruri care nu se văd. Și nu doar el, mai sunt Tandia, Yanis Hagi. Acești jucători ar trebui protejați. Să facem o rezervație pentru ei? Să-i punem să joace doar între ei? Nu, că nu înțelegem ce ar trebui să facem. Pentru Vicei n-am încotro.
Pentru acest meci, Mitriță este suspendat după ce a fost eliminat în partida cu Șep și încheiată la egalitate 1-1. Botoșănenii vin și ei tot după un egal cu Hermannstadt și mai vin după o despărțire de antrenorul Costel Enache. Oltenii merg bine, au 9 meciuri fără înfrângere. Ultimul lor eșec a fost în septembrie la Mediaș. Craiova umblă vorba, ar dori să-l transfere pe Ianis Hagi și face presiuni în acest sens. N-a ajuns Gică, poate ajunge Ianis la Craiova. Cam așa zic oltenii, visând la o nouă maxima. E, visați, băieți, că asta nu costă nimic. Pune-mi, pot să fac ceva pentru tine. La Botoșani, noul antrenor este Liviu Ciobotariu. La conferința de presă, după ce Costel Enache și-a luat la revedere de la club, s-a întâlnit la ușă cu Ciobi, care urma să fie prezentat. Frumos, civilizat, divorț fără scandal, copii mari, au înțeles care-i situația. Cum l-am ales pe Liviu? Prin eliminare. Am analizat care sunt antrenorii fără angajament și așa am ajuns la el, a spus finanțatorul Valeriu Iftime. Ăla are, ăla n-are, ăsta e antrenorul tare. Management de alba neagră. Câtă prostie, fraților. Te mir cum nu mor înnecați cu propria salivă, iar ei fac bani și conduc cluburi de fotbal. România ce să... Atenție, toți noii pariori care se înregistrează pe NetBet prin pagina de internet netbet.ro/betman vor primi un pariu gratuit în valoare de 50 de lei. Premiile se creditează în maximum o oră pentru fiecare cont eligibil.